trei meciuri la decizie în această gală și sperăm să vedem și un knockout. Suntem la categoria grea. Rico Verhoeven, unul dintre cei mai promițători luptători din Olanda, a câștigat în fața lui Ben Edwards, Hezdi Gergeș, adversarul său din această seară, și Michael Dutt. De partea cealaltă, Hezdi Gergeș, 49 de meciuri pentru el, 37 de victorii. Chris Knowles, Daniel Ghiță, din păcate, și Badr Hari printre victimele sale. Însă și-a luat revanșa Daniel Ghiță cu un knockout foarte spectaculos. Campionii Showtime în 2010, Hezdi Gergeș a luat atunci titlul de Badr Hari, dar a fost un meci cu cântec în care Badr Hari i-a aplicat o lovitură ilegală lui Gergeș. Acesta era la podea și a primit un picior în cap de la sportivul marocan, iar Badr Hari a pierdut centura în defavoarea sa. Iată-l la podea, a alunecat acolo Gergeș, a și încasat o directă dreapta adversarului său. Foarte puternic Gergeș. A avut și ceva probleme cu legea anul trecut. Ultima dată când a fost în Belgia a fost pentru că autoritățile de aici... Oh, este la podea Gergeș. Ce lovitură a încasat, ce dreapta a trimis acolo Rico Verhoeven. Și Gergeș a mai pierdut un meci în acest an, tot prin knockout în fața lui Daniel Ghiță. Să vedem dacă Rico va reuși să-l facă knockout pe adversarul său. Presează acum Rico Verhoeven. Pune presiune, Rico a trimis încă o dreaptă bună acolo olandezul. Pare să-și fi revenit Gergeș, însă ce lovitură a încasat. Încă o dreaptă bună trimis acolo de Rico Verhoeven. Pune presiune pe adversarul său, Gergeș în colțul ringului. Îl ia în brațe acum egipteanul. Supraviețuiește cu greu Gergeș, a încasat iar câteva lovituri și se vede că este încă amețită după pumnul lui Rico Verhoeven ce l-a trimis la podea. Din nou pune presiune și este lovit sub centură Verhoeven. Da, o lovitură de picior trimisă sub centură de Hezdi Gergeș. Își revine acum Gergeș, ar trebui să... Da, foarte bine face Verhoeven că reîncepe meciul. A primit un șoc cu acea lovitură Hezdi de la adversarul său. Probabil a trimis și această lovitură sub centură ca să mai tragă un pic de timp. Foarte bun Rico Verhoeven în această primă repriză. Vine aproape, trimite un croșet de stânga bun. Da, se mișcă mult mai mult față de primul meci dintre cei doi Rico Verhoeven. Asta cred că l-a și surprins pe Gergeș, care este din nou destul de static. S-a antrenat împreună cu Daniel Ghiță pentru acest meci Rico Verhoeven. Probabil au făcut niște sparinguri foarte puternice cei de luptători. Ciprian Soran spunea că la un picior trimis la față de Daniel Ghiță, Rico Verhoeven a cam dormit puțin prin sala de antrenament în timpul reprizelor de sparring. Și a revenit acolo Gergeș. Se vede că a început să pună din nou forță pe lovituri. Rico Verhoeven trebuie să fie atent. Trimite foarte multe lovituri de picior la corp. Gergeș, se vede deja cotul și antebrațul drept al lui Verhoeven, că sunt roșii. Finalul primei reprize. A doua repriză între Rico Verhoeven, acum în stânga imaginii, cu mănuși albastre, și Hezdi Gergeș, mănuși roșii. Am văzut o primă repriză în care Verhoeven l-a pus la podea pe Gergeș. I-a mai trimis apoi câteva lovituri încasate în plină de egiptean. O repriză câștigată cu 10-8 cu siguranță de către Verhoeven. Începe din nou în ofensivă Rico Verhoeven și această a doua rundă. Trebuie să fie atent, a încasat pe contra o lovitură de la adversarul său. Încă o dreaptă trimisă acolo de Hezdi. Luptă din nou din clinch Verhoeven cu Gergeș, așa cum a făcut-o și în primul meci dintre cei doi. I-a mers mult mai bine în prima repriză atunci când a stat în distanță și s-a mișcat în fața lui Gergeș.
Casează acum o dreaptă Rico. Nu știu de ce stă la bătaie cu Gergeș. Se vede diferența de forță între cei doi în aceste clinciuri. Și este avertizat Gergeș să rupă clinciul atunci când îi cere arbitrul. Rico Verhoeven vrea să vină aproape de adversarul său. Două lovituri trimise în gard acolo de Hezi, a venit și răspunsul lui Rico. Foarte puternic Rico când vine aproape, Hezdi a încasat celul lovitros în centură. Așa a fost avertizat de arbitru să nu mai lovească cu cotul din clinci. Sau să împingă cu antebrațul. Însă rămân la părerea că Rico Verhoeven ar trebui să lupte din distanță. Va lovitură de picior bună, trimis acolo de Rico Verhoeven, răspunde cu același procedeu, lovitură de picior la corp și Hezi Gerges. Dar trebuie să-i caute bărbia cu loviturile de braț Rico adversarului său. A avut succes în prima repriză. În această doua rundă l-am văzut trimițând multe lovituri de braț la corp. Iată acum un uppercut de dreapta care a spart garda lui Hezi Gerges. Sunt ultimele secunde în această rundă. Însă dacă îl ține mâna pe Gerges. Da, curios este dacă va reuși să trimită lovituri cu acel braț. Vedem până acum a trimis doar lovituri cu mâna stângă, cu brațul drept se apără. Și a schimbat tactica din nou Verhoeven, iarăși luptă din distanță ceva mai mare după ce în a doua repriză a stat aproape numai în clinci cu Gergeș. Să vedem dacă va insista cu lovituri pe partea brațului drept al lui Gergeș, acolo unde a acuzat durere egipteanul și primește acum un cartonaș galben pentru împingeri repetate cu cotul. Și din nou probleme la brațul drept pentru Hezi, l-am văzut se ține de mănușa din brațul drept egipteanul. Foarte bine combinațiile lui Rico Verhoeven. Trebuie să fie atent Verhoeven, chiar dacă Gergeș este în urmă la puncte și chiar dacă este rănit. Sunt luptători la categoria grea care pot trimite oricând o lovitură de knockout. Nici o lovitură cu brațul drept în această repriză pentru Hezi Gerges. O mână pe care o ține doar să blocheze lovitura adversarului. Un minut și 20 de secunde din acest meci, Rico Verhoeven continuă să-și facă treaba, să-l toace mărunt cu lovituri pe Hezi Gerges. Nu știu cât mai poate să atace egipteanul, acum cu spatele la imagini. Are o accidentare la mâna dreaptă de la sfârșitul celei de-a doua reprize. Iată, lovește numai cu stânga. Da, nu combină și cu lovituri de picior Hezi, ar trebui măcar să încerce low kick-uri care să țină la distanță pe adversarul său. Îl vedem, trimite lovituri cu brațul stâng. Ne aducem aminte de meciul lui Gökhan Saki cu Alistair Overeem din finala K1 din 2011. Nu, din 2010, cer scuze. Atunci când și el a avut o problemă, a luptat cu un singur braț, dar mult mai rapid în execuții Gökhan Saki decât Hezi. A, și cotul lui Saki a fost atunci măcelărit de Daniel Ghiță, acum Hezi Gerges cred că a trimis o lovitură ce a aterizat ciudat în blocajul lui Verhoeven. Da, o autoaccidentare. A încasat din nou Rico Verhoeven o lovitură sub centură de adversarul său. Sunt ultimele secunde din acest meci, probabil 15 secunde au mai rămas în această luptă.
High kick trimis acolo de Rico. Cel mai probabil vom vedea un meci terminat la decizie, într-adevăr. Rico Verhoeven câștigă și revanșa cu Hezdi Gergeș după ce l-a bătut anul trecut în local combat. Acum reușește să-l bată mult mai clar pe Hezdi Gergeș. L-a trimis la podea în prima rundă. De apreciat faptul că Hezdi, chiar dacă a avut un braț accidentat la sfârșitul rundei a doua, a rezistat și în cea de-a treia repriză și a dus-o până la capăt. Foarte bine a luptat în acest meci Rico Verhoeven. O luptă bună făcută de tânărul olandez, doar 23 de ani pentru Rico Verhoeven. Așteptăm decizia în acest meci. Nu uitați, de la ora 22 în direct pe www.voio.ro vom vedea partea a doua acestei gale, atunci când Daniel Ghiță va lupta împotriva lui Djevat Pokuturak. Iar Tyrone Spong în main event va da piept cu Peter Hertz. Câștigă la decizie, nicio surpriză, Rico Verhoeven.